Reden Salutare, Toma Zantoc, și discutăm despre un subiect care, fiind acum în ospiție la un client și având un call înainte de asta pe subiectul de consultanță, mulți întreabă o întrebare mega importantă. Dumitru, sau per general, cât buget trebuie pentru ca să ne promovăm? Vreau să discutăm despre buget. Vreau să discutăm ce buget trebuie pentru social media și cât buget recomandabil este să cheltuiți, cum se calculează el și în ce direcție pleacă, în general, bugetele din Republica Moldova pe social media. Una din modalități ca noi să aflăm ce buget nouă ne trebuie pentru ca să lucrăm în social media o lună de zile, este să ne întrebăm câți bani avem. Asta e cea mai tristă formulă pentru client, cea mai tristă formulă, genul nu toți sau puțini au calculul de marketing și au calculat că acum, luna asta, avem doar 100 de euro buget de promovare. Și ce ne-ați face voi? Noi nu putem să dedicăm mai mult. Sau sunt 2000 de euro pe an sau 10.000 de euro pe an. Respectiv, prima variantă este bună și bună pentru specialist, mai mult că el știe că are un 200 de euro de promovare și nu poate să depășească. A doua posibilitate este când specialistul face un calcul care se bazează pe două criterii. Primul este câți bani am cheltuit în trend, noi lunile curente, o analiză a concurenței la nivel de prezență în Google, prezență în remarketing și el calculează că nu poate în Google să apară întotdeauna sau să fie, să mă trăcuiască în remarketing concurența o lună de zile și să-i cheltui 50 de euro. Nu, a cheltuit, cred că vreo 100-200 de euro pe remarketing, vreo 100-200 de euro pe trafic și el estimează că bugetul de promovare aproximativ la concurență este de vreo 200 de euro pe lună. Respectiv, plus, calculează cât costă CPM-ul. De aceea, ca să vă dați seama cât buget voi trebuie să cheltuiți, trebuie să luați în calcul costul pe 1000 de share. Și atunci vă întrebați, ok, noi nu știm câți bani noi avem pentru asta, dar noi știm cât costă să arătăm la 1000 de oameni. Și noi știm ce conversie are landingul nostru sau ce conversie are departamentul nostru de vânzări. Și noi știm că dacă se ne vadă 100 de mii de oameni, 50 de oameni sunt pe landing și 20 de oameni se cumpere. Respectiv, noi primim o estimare că CPM-ul nostru costă, spre exemplu, 2 dolari, deci 100 de mii o să ne costă 200 de dolari. Cam așa calculăm noi bugetul. De aceea, bugetul trebuie să fie calculat, trebuie să fie estimat, că voi să vedeți când puteți să-l ridicați sau să-l coborâți. Acum, în Moldova, sunt câteva tipuri de companii. Companii mici, care de-abia startează și îi cheltui până la vreo 50 de euro pe lună, sau companii care nu au bani, tot care cheltui până la 50 de euro pe lună. Companii medii îi cheltuie 200 de euro cam, și companii medii plus, care cheltuie de la 200 la 600 de euro, și companii mari care cheltuie de la 1000 de euro în sus. Deci, în dependență în ce nișă tu ești, trebuie să-ți dai seama ce jucători tu ai. Dacă tu ai intrat într-o nișă în care jucătorii sunt mari, iar bugetul tău este 50 de euro, atunci tu să ai o vizibilitate de 20.000 de oameni pe lună, ceea ce n-ați să asigure eficiență. Tu să depui efort pentru care conteri, pentru setare campanii, iar eficiența e foarte mică. Pe lângă asta, nici nu mai vorbim de analitică, de conștientizarea unei campanii corect setate pe nivele, cu ipoteză, cu targetare, 9.65. De aceea, adică bugetul este un prim pas. Cu acești 100 dolari poți să beneficiezi de CPM de 1 dolar sau de 5 sau de 10. Și o să arăți ori la 100 de mii de oameni, ori la 10 mii de oameni. Depinde de setări, depinde de ofertă, depinde de companie, tare multe criterii. Iar bugetul să rămână cu voi și să vă aducă multă eficiență. Sper că a fost util, succes, ne mai auzim, Toma Zantoc.